Ești o persoană ambițioasă și activă, prin urmare, lucrezi din greu și cu putere. O asemenea dedicație ți oferă toate calitățile necesare pentru a obține rezultate foarte bune. Ai totul pentru a face orice planuri o realitate. Deși nu ești întotdeauna încrezătoare în tine, așa cum este destinat altora, din mândrie nu vei admite niciodată că ai îndoieli sau temeri legate de rezultatele eforturilor tale. Ai un interes special în ceea ce înseamnă a fi uman. Întrebările despre filozofie și moralitate în contextul psihologiei umane îți pot absorbi aproape complet atenția, lăsându-te aproape fără timp pentru alte ocupații. Desigur, o ordine interzisă în comportamentul uman pentru tine nu există. Poveștile despre crime, persecuții, tiranie și cruzime te pot fascina în mod special. Sacrificările, martirii, sfinții și alte personalități spirituale pot deveni pentru tine eroi vrednici de imitație. Totuși, aceasta nu înseamnă că ești interesată doar de cele mai excepționale fenomene și de cei mai aleși reprezentanți ai societății. Dimpotrivă, acestea sunt luate în cea mai mare parte din viața de zi cu zi. Tradițiile și obiceiurile care au trecut testul timpului sunt un exemplu pentru tine. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: decență, încredere, generozitate, demnitate. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de încredere în tine, precum și pentru sensibilitatea excesivă față de ceea ce spun ceilalți. Semnul zodiacal îți determină ambiția, perseverența. Poți trăi cu complexul, excelent, dar îl folosești cu pricepere pentru propriile tale scopuri. Poți fi izolată, introvertită. Dacă ești totuși extrovertă, ai tendința să comunici cu un cerc restrâns de oameni dovediți a fi la înălțimea discursului tău. Aceste lucruri te distinge de alți reprezentanți ai semnului, dornici să fie în centrul atenției peste tot și întotdeauna. Ai o mare nevoie să împărtășești cu ceilalți ceea ce ai învățat, dar preferi să faci aceste lucruri în scris, jurnale, scrisori, eseuri sau prin pictură, iar ca extrovertă insiști asupra comunicării deschise. În orice caz, talentul de povestitor trăiește în tine. Tu nu ratezi ocazia de a-ți exprima ideile despre bărbați și femei, despre o societate ideală și ai întotdeauna ascultătorii atenți. Pentru tine lucrul este mai presus de orice, ceea ce uneori afectează relațiile cu familia și prietenii. În familie ești deseori critică. Poți prefera să trăiești singură din acest motiv, însă această singurătate nu este întârziată niciodată multă timp. De regulă, ești realistă, dar uneori intri în poziții de pesimism,
Dacă percepția ta despre viață devine prea negativă, atunci această atitudine este transferată la sine și poți fi condamnată la suferință. Astfel, realismul tău ar putea fi valoros și sănătos, dar niciodată nu ar trebui să depășească bariera negativismului excesiv. Ar trebui să ți reamintești mai des că lumea, deși nu este perfectă în prezent, poate fi îmbunătățită datorită eforturilor tale. Poate, prin acțiunile zilnice de bunătate și căldură, vei deveni acea creatură ideală care este atât de des prezentă în visele tale. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești fiabilă, caldă, disciplinată, generoasă. Abilitatea de a te ridica peste ceilalți și manierele tale regale, hipnotizează mulți bărbați. În acest caz, te vei dovedi strălucitoare, puternică, carismatică, luminos îmbrăcată, o femeie de care bărbații timizi pur și simplu se tem. Cum afectează data de 31 iulie soarta ta? Pentru tine, principalul lucru din viață este să înțelegi ce este un om. Tu petreci multă timp gândindu-te la persoana ideală în lume. În imaginația ta desenezi idealul ei, pe care apoi îl cauți. Ești dependentă de filozofie și psihologie. Aceste științe sunt capabile să te intereseze atât de mult încât să uiți de alte activități. Ești interesată de subiecte legate de lumea interlopă. Un mare martir sau sfânt poate deveni un exemplu pe care să-l poți urma. În același timp, ești interesată de problemele de zi cu zi și de tradițiile stabilite. Poți fi un bun vorbitor care comunică în mod liber pe orice subiect. Este foarte important ca tu să-ți împărtășești părerile cu ceilalți, să-ți transmiți ideile despre lumea ideală. Dacă ești extrovertă, duci o conversație plină de viață, iar dacă ești introvertă preferi să împărtășești gândurile cu jurnalul tău, să scrii articole, să desenezi imagini. Interlocutorii ascultă opinia ta. Atitudinea muncitoare și responsabilă este întotdeauna pentru tine în primul plan. Din această cauză, este dificil pentru tine să găsești un partener sufletesc, ai puțini prieteni, dar de dragul celor dragi, vei face totul. Ei nu trebuie să ceară ajutor, îl vei oferi singurică. Pentru tine este mai ușor să trăiești singură decât să găsești o persoană asemănătoare, dar în izolare splendidă, tu nu poți sta prea mult. Vei fi un părinte și o soție minunată, îți înconjori familia cu atenție și îngrijire. Tu ai o privire realistă asupra vieții, dar pesimismul este, de asemenea, prezent în opiniile tale despre lume. După ce ai observat imperfecțiunea lumii, te poți învinovăți, poți începe să suferi, să devii deprimată. Tu trebuie să înțelegi că poți schimba lumea în bine prin faptele și acțiunile bune și nu ar trebui să te superi. Cu efort, poți schimba lumea spre bine. Ești generoasă, ești un prieten bun. În caz de probleme, vei veni întotdeauna în ajutor. Ești sincer mulțumită de succesele rudelor și prietenilor tăi. În viață, te străduiești pentru idealul absolut, dar nu dorești să cucerești înălțimi mari. Întreaga ta viață trece în căutarea adevărului. Te vei distinge clar prin altruism, toate beneficiile omenirii nu sunt interesante. Tu nu te străduiești să avansezi pe scara carierei, să ocupi o poziție înaltă, să fii independentă din punct de vedere financiar. Principala bogăție pentru tine este spirituală. Te străduiești să te autoperfecționezi și să te dezvolți singură, pentru a te apropia mai mult de modelul unei persoane ideale. Fiind în căutarea constantă a idealurilor, adesea uiți de tine însăți. Pentru a fi fericită, nu trebuie să fii atât de exigentă cu persoana ta. Trebuie să înveți să te relaxezi. Dragoste și compatibilitate. În dragoste ești romantică, pasională, loială și sigură. Respecti principiile căsătoriei tradiționale și depui eforturi pentru consecvența relațiilor strânse. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă,
interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteții sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos în leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu Scorpionul și una nefericită cu Taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Prefer istoria, filozofia și psihologia. Poți ajunge un om de știință excelent, un bun scriitor. Te poți afirma în domeniul tehnic. Principalul lucru este de a avea un adept de specialitate. Ești înzestrată cu un talent special al unui mentor. Sănătate și boli. Nu ești înclinată să-ți faci prea multe griji despre sănătatea ta. Acest lucru poate fi destul de costisitor. Concentrată pe atingerea obiectivelor, nu observi simptomele alarmante. Ca rezultat, boala trebuie tratată atunci când este în formă cronică. O atenție deosebită trebuie acordată sistemului cardiovascular, tractului gastrointestinal. Poți fi atât de absorbită în îngrijorările legate de bunăstarea altora sau de problemele intelectuale, încât să uiți de importanța unei alimentații echilibrate, a somnului sănătos și a exercițiilor fizice. Anxietatea fără sfârșit poate provoca insomnie dacă nu reușești să speli ecranul gândurilor la culcare. O cale de ieșire poate fi citirea pe timp de noapte, meditația, sexul sau vorbirea cu cei dragi. Preferi sporturile de echipă. Cu toate acestea, dacă nu ești un sportiv profesionist, exercițiile nu ar trebui să depășească limitele moderării. Soarta și norocul. Universul te a înzestrat cu sănătate bună, un psihic stabil, stele insuficiente pe cer, dar vei avea condiții de trai stabile și bune. Oricine se poate baza pe tine în orice moment. Ești un prieten foarte fidel, loial, care sprijină în orice moment, vei oferi ajutor dezinteresat. În viața de familie, totul merge bine pentru tine, problemele rare nu pot te distruge confortul familial. Sfaturi pentru tine. Pentru a obține succesul în viață, va trebui să lupți cu tine însăți de mai multe ori. Principalii dușmani pe calea spre obiectiv sunt pesimismul și anxietatea. Pentru a face față acestor situații, te va ajuta activitatea, creșterea stimei de sine și instaurarea abilității de a lua decizii rapide. În ceea ce privește calitățile care trebuie dezvoltate, acestea includ sociabilitatea, practicitatea. O atenție deosebită ar trebui acordată asupra echilibrului dintre muncă și timp liber. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepți daruri? De preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele.
Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este ala lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri, stacojii te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mărșițări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațuloasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți dea cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.